Cea mai mare tabletă pe care am testat-o vreodată și pe care am văzut-o vreodată. AllView Viva Home. 17,3 inci în diagonală. E momentul să facem un unboxing. Un device uriaș pentru videoconvorbiri, pentru controlat camerele de securitate, pentru desenat cu cel mic, pentru rețete, în bucătărie, video, mare, ecran mare, o tabletă gigantică de 17,3 inci, s-a lansat în iulie și pe atunci costa 1099 de lei. Acum este 949 de lei și facem unboxing-ul. Aici avem accesoriile, inclusiv o telecomandă simpatică care are și dongle și mai are și o să vedeți multe, multe funcții. Ok, cam asta este tableta, este foarte grea, 2 kg. Și hai să punem deoparte chestiuțele astea. E clar o tabletă pentru casă, nu neapărat să o iei cu tine, dar cine știe, în mașină și protejată ca lumea, ai putea să o iei. Cam așa arată o tabletă de 17,3 inci și vestea bună e că are un suport în spate, acest kickstand cu care o veți propti pentru a vedea seriale sau videouri de gătit la voi în bucătărie sau instrucții despre fitness. Cam atât în această cutie, plus minus un manual, foarte important. AllView Viva Home. Cred că e momentul să înceapă unboxing-ul propriu zis și să vă dau câteva detalii despre device. Până un alta văd care butonul power în spate. O primă similaritate cu televizoarele. Ok. Apăsăm butonul power și ar trebui să înceapă să și pornească acest device. Acum o să urmeze setup-ul. O să mai aflați câte ceva despre funcțiile acestui terminal și ne vom familiariza cu el și cu conectivitatea sa și cu dotările în minutele următoare. Să înceapă deci prima analiză și primul contact al acestui AllView Viva Home. Iată-ne deci cu device-ul. În cutia sa se află acest manual de utilizare, foarte important de frunzărit, pentru că nu în fiecare zi vezi o tabletă cu diagonală atât de mare. Cât de mare? 43 cm. 17,3 inci. Și în această cutie avem accesoriile, hai să le luăm pe rând. Întâi și întâi avem telecomanda, vedeți, ni se promite control vocal și are și rol de Air Mouse. Nu degeaba, vine cu un dongle la pachet. La bază o veți folosi ca telecomanda TV, pentru că la urma urmei cu un așa ecran mare e păcat să nu folosești tableta ca înlocuitor de televizor, fie și numai pentru a consuma Netflix, HBO Go și altele. Are propriul său manual, din câte văd, această telecomandă 2,4G Voice Remote Control Air Mouse. Ok, mi-am amintește de acea telecomandă pe care o primești când ai un set-top box sau un televizor, destul de minimalistă și simplă, acest pad pentru navigare și tot felul de butoane și unul pentru control vocal și unul pentru derulare. Iar aici, în telecomandă se ascunde micuțul dongle pe care îl conectăm la unul din multele porturi USB de pe tabletă. Din câte știu eu, aveți două porturi USB 2.0 și un port USB 3.0. Aici o să avem nevoie de niște baterii AA mai încolo cu asta. Ok, tot în aceeași cutie se află un cablu de la, hai să vedem, de la micro USB la USB-A, nimic ieșit din comun, și încărcătorul cel mare, care are un conector proprietar. Și mi-amintește puțin așa de un laptop. Plus, avem și o garanție aici, nu știu dacă vedeți. Ok, acestea fiind spuse, foarte multe lucruri. E momentul acum să facem și un setup. Nu vezi în fiecare zi așa gigant pe masa Mobilissimo. Hai să trecem în limba română, dacă tot avem o tabletă de la un brand autohton, România. Începem. Ok. Hai să ne conectăm și la Wi-Fi de data asta. Ok, ne-am conectat, au început actualizările. Dacă vreți să știți câteva cifre despre acest terminal, măsoară 19,5 mm în talie, cântărește 2018 grame. Nu e anul, e greutatea sa. Înseamnă 2 kg, puțin peste 2 kg. Ce vedeți voi aici este un ecran IPS LCD, 17,3 inci în diagonală, rezoluție de 1920x1080 de pixeli. La interior avem un procesor quad-core tactat la 1,5 GHz. Mai avem și 2 GB de RAM, 32 GB de stocare și un slot micro SD. Rulează Android 9.0 Pie, nu e vreo complicație, este Androidul cel clasic standard. Are și GPS, are și jack audio și difuzoare stereo, le-am văzut chiar eu mai devreme în spate.
În rest, are acel kickstand pe care l-am remarcat, acel suport pe care îl vedeți și voi aici și cred că vedeți deja și difuzoarele. Ok, o construcție destul de robustă, iar jos se află porturile. Văd aici niște pini, văd și un mini HDMI, dacă nu mă înșală privirea, văd jack-ul audio, un port USB, încă un port USB, sloturi pentru carduri și încă un port, plus aici lângă avem conectorul pentru alimentare. Ok, acestea fiind spuse, ne întoarcem la panoul principal și putem să facem un setup mai complex, să ne conectăm contul, nu copiez deocamdată. O secundă. Mă și văd proptind acest device pe masa de sufragerie și vizionând multe, prea multe ore de Netflix. Mai ales că trebuie să vină și The Irishman cu Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci, Scorsese la regie. E ce trebuie. Cu siguranță ce trebuie. Ok, eu sunt curios de aplicațiile preinstalate. Am văzut că e ceva numit de Jamboard. Așa promovau cei de la AllView și m-a intrigat acest Jamboard. Pentru că poți să-l folosești pentru a te juca cu cel mic, să desenați împreună, să faceți schițe, să luați notițe și de ce nu să și învățați. Cam așa arată interfața unei mega tablete de 17,3 inci. Cu adevărat uriașă. Ok, AllView AVI este preinstalat și mai avem înregistrare sunet, magazin play, cameră frontală de 2 megapixeli, am uitat să menționez treaba asta și cred că în rest v-am zis toate dotările, mai avem și Bluetooth 4.0, Wi-Fi A, B, G, N și după cum am zis mini HDMI. Baterie de 5000 mAh care pe hârtie promite în jur de 265 de minute de autonomie. Ok, am intrat în Chrome, nu pot să mă abțin să nu intru pe mobilisimo.ro pe așa un ecran mare. Ok, o să ne invadeze știrile cu Black Friday, dar nu vă speriați pentru că e sezonul. Și cam așa arată site-ul nostru dacă țineți musai să faceți niște web browsing pe cea mai mare diagonală testată de noi până acum în rândul tabletelor. Ok, pare să fie un Android destul de stock, nu văd să fi schimbat ceva sau introdus ceva extra în el și mai am o curiozitate, vreau să văd neapărat cum arată Mobilissimo pe YouTube pe acest device. Așa, recenziile noastre, foarte multe lucruri de văzut pe aici. Hai să ne uităm la acest review. Și puțin cultul personalității acum. Cam așa se vede un review pe acest display de mega tabletă. Acestea fiind spuse, declar deschisă testarea acestui terminal pe care poți consuma seriale. Poți vedea rețete video în vreme ce te afli în bucătărie și gătești, poți face sport folosind tot felul de ghiduri de fitness sau să te joci cu cel mic folosind aplicația Jamboard pe care o să o cauți și o să o instalezi cât de curând și poți avea și control vocal. Nu uităm și de telecomanda aceasta care are și rol de Air Mouse și dongle la pachet. Revenim cu mai multe impresii și detalii de îndată ce vom fi gata cu toate testele acestui device. Cam atât la mobilisimo.ro, sper că v-a plăcut acest inedit dispozitiv uriaș pe masa noastră de teste. Revenim cu mai multe cât de curând. La revedere!